Cu era dor de vechiul decor, suntem înapoi aici. Nu că am fi plecat prea departe, dar eram undeva mai în partea stângă, la măsuța de toaletă, unde filmez în ultima perioadă. Motivul fiind că acolo e un pic mai confortabil. Dar nu pot să filmez clipul ăsta acolo, pentru că am nevoie de lumină, care să-mi cadă așa pe față, să vedeți exact cum arată triebilii în care vom intra. Și acolo nu pot, pentru că acolo este un colț foarte obscur. Acum că v-am lămurit, vedeți că am schimbat-o și pe doamna, din partea aia că Tomea s-a atras atenția cu privire la ea, o să facem astăzi ce trebuia să facem de fapt săptămâna trecută, însemnând că o să intrăm în gentoiul ăsta de la Sephora, pe care vi l-am promis de câteva săptămâni, și vă întrebasem eu pe stories, cred că săptămâna trecută, ce ați vrea să vedeți mai mult, dacă vreți să vedeți unboxing-ul sau, mă rog, să intrăm așa în chestiile pe care le-am primit în geanta asta de la Sephora, sau dacă nu, Chanel, să fac clipul cu istoricul casei de modă Chanel, mă rog, și a persoanei Coco Chanel. Și au fost voturile 50-50, cam așa, deci foarte, foarte strâns, și am zis, hai să încep totuși cu Chanel-ul, pentru că n-am mai făcut de multă vreme nimic dedicat unui designer, adică l-am lăsat pe Yves Saint Laurent undeva în spate și am zis, hai de data asta să fac și cu Chanel-ul și fac data viitoare cu Sephora. Numai că, joia trecută, am simțit nevoia să postez clipul de la Digital Divas, că voiam eu să intre atunci, să fie așa cald și frumos, să simțiți nebunia din zilele alea, și am zis totuși ca pentru astăzi să mă revanșez, pentru duminica asta să mă revanșez, inversând puțin lucrurile sau mersul lucrurilor așa cum le fac în mod obișnuit, pentru că duminica e zi de daily vlog de principiu, iar joia abordez alte subiecte. Așa că săptămâna asta o să fie puțin câș, dar de săptămâna viitoare ne revenim și o să fim înapoi la vechiul program. Așadar, ca să nu mai lungesc maxim, am luat lângă mine tot felul de accesorii ajutătoare, am luat o loțiune de machiantă, am luat cotonete, am luat niște pensule, am bețișoare de urechi, am beauty blenderul cu mine și o să intrăm în ele pe cât posibil, o să vă arăt cam ce noutăți sunt la Sephora sezonul ăsta, o parte. Adică atunci când am fost la evenimentul celor de la Sephora, dacă ați urmărit daily vlog-ul, poate știți și îl linkuiesc în descriere, ne-au dat câteva dintre produsele care apar vara asta. Nu sunt toate, mai sunt multe, multe alte produse, vă și spuneam eu la momentul respectiv că ar mai fi câteva pe care aș vrea să le încerc și mi le voi cumpăra eu singură, dar din ce ne-au dat, am să vă arăt și vouă, vedeți despre ce-i vorba, dacă vă interesează ceva foarte bine, dacă nu, iarăși foarte bine, ideea este să ne simtem bine! Așadar, nici nu știu cum să fac. Hai să îmi pun eu gentoiul pe picioare. Uite așa. Uite, ca să-l vedeți mai bine, despre ăsta este vorba. Și înăuntru lui sunt o felul de chestii. Să știți că nu m-am atins de ele. Un singur produs am folosit din ce a fost aici. Unul singur pe care l-am pe față și momentul ăsta. Și poate mă vedeți că sunt așa, cam nemachiată de principiu. Am ceva pe față, dar nu mult, pentru că am vrut să fie baza bună, să putem să ne jucăm cu toate nebuniile astea. Am însă pe față fondul de ten, ăla nou, de la Beauty Blender. Uite ăsta de aici, sper că avem și noi niște focus. Ăsta de aici, doar pe ăsta l-am folosit și hai să începem cu ăsta totuși, să vă zic de el. Da. Punem asta înapoi aici, căci de ce nu? Și poate că era o idee mai bună să le fi scos pe toate din geantă. Hai că facem și asta. Dar da, fondul de ten este ăsta. Îi spune Bounce, dacă vedeți pe partea din spate, scrie acolo. Și primul lucru pe care vreau să-l semnalez la fondul ăsta de ten este ambalajul, care este foarte original. N-am văzut niciun fond de ten să arate așa. Fiind vorba despre, uite, butonașul ăsta aici, pe care sper eu că-l vedeți, uite așa, în partea asta are un buton, pe ăsta la peș, dar la peș, în momentul în care nu are siguranța pusă, poate vedeți aici că este o chestie, nici nu știu cum să-i zic, e așa ca un buton, știi? Pe care îl dai așa, pac, 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 pac. Și în momentul în care e siguranța aia pusă, nu iese produs deloc. Dar dacă ai grijă să îndepărtezi siguranța, apeși și produsul va ieși prin partea asta pe aici. Și dacă vedeți, este așa o scobitură în ambalaj, tocmai ca să pui beauty blender-ul, știi, produsul cu care aplici fondul de ten sau, mă rog, pudră, ce vrei tu să aplici pentru burețelul beauty blender. Și în cazul în care pui prea mult produs, în cazul în care apeși prea mult și iese mai mult decât ți-ai dori, poți să-l întinzi cumva pe partea asta și să-l distribui după cum îți dorești tu. Deci mi s-a părut super șmecher ambalajul și pe lângă asta vreau să vă spun că și fondul de ten mi-mi place foarte mult cum se aplică pe față. Îl port și în momentul ăsta. Rezistă destul de bine pentru cineva cu un ten usuros, așa ca bine. Rezistă destul de bine. Nuanța mi se potrivește foarte bine. 1,6. Este nuanța mea și știu că sunt vreo 40 de nuanțe cu totul, ceea ce mi se pare foarte, foarte bine, adică sunt șanse destul de mari să-ți găsești nuanța potrivită, a mea fiind una cu subton galben. Îmi place mult cum stă pe piele, că nu se vede deloc, nu știu, cakey, depinde și ce cantitate aplici, dar eu de regulă cu două pompițe din astea îmi fac toată fața și mi-ntind și pe gât și stă foarte frumos pe pielea mea, nu se vede, nu știu, așa, ca o mască. Intră foarte bine în pori, nu rămâne la suprafață, nu se așează pe piele așa și rămâne acolo, nu mi se adună
aici, în zonele astea pe aici și rezistă pe față destul de bine, mai ales ținând cont de căldurile care au venit. Stă foarte bine până seara, cred că măcar 8 ore n-am probleme cu el. Că-l mai retușez, că mai tăpotez eu fața așa cu un șervețel, că na, se întâmplă să mai înlucească, astea sunt problemele mele. Dar pentru un ten gras, chiar și pentru un ten normal, eu îl recomand cu dragă inimă. Mi se pare foarte fain, chiar îmi place cum arată pe fața mea. Așa, zice Liquid Whip Long Wear Foundation. Acum, să știți că nu m-am apucat să citesc descrieri sau, mă rog, să-mi iau informații pentru nimic din ce veți vedea în clipul ăsta. E la prima mână, vi le arăt, le vedem, le testăm împreună, deci n-aș putea să vă spun exact în cazul în care are niște proprietăți din alea specifice pe care le notează ei pe site. Eu vă zic doar experiența mea, iar din experiența mea îmi place. Ehe. După care, hai să intrăm, Dumnezeu, eu dată în treaba asta. O să intrăm așa complet aleatoriu, vă arăt ce-i pe aici, n-am o ordine, mă rog, așa, așa. Chestii, măcar o parte să scot din ele și după mai vorbim. Avem așadar, uite, ceva de care m-am bucurat eu foarte mult și v-am și spus la momentul la care a venit de la evenimentul celor de la Sephora. În gentoi a venit și paleta asta de la Too Faced, care se numește Natural Last și a venit în ambalajul ăsta foarte, foarte, foarte frumos. Uite așa, eu mi-aș dori niște focus, acum eu nu știu pe ce pune camera, dar eu aș vrea să fie pus pe paletă. Cu desenul ăsta foarte frumos, cu un păun, cu flori, cu ambalajul manelos, foarte, foarte fain. Cam așa arată paleta, astea ar fi nuanțele ei, încerc să o apropii și mai mult și eu sper că este focus la voi acolo. Îmi plac foarte, foarte mult culorile, tocmai pentru că sunt niște culori foarte naturale, pământiu așa, pământii, maroniu, oranj, dar unul foarte temperat, nude, multe nuanțe de nude, taupe din ăla, este și o nuanță de alb, aivoriu, un movuliu foarte discret, un bronzuliu, auriu. Sunt culori pe care eu le-aș purta de principiu, însemnând că mă feresc pe cât posibil de culori neon sau de, nu știu, culori foarte țipătoare sau prea puternice, roșu la ochi, verde, albastru, niciun caz nu port de principiu, se întâmplă foarte rar. Și dacă este să port eu fard la ochi, de principiu vor fi culori din astea naturale și plăcute pentru ochiul meu, nu știu, mie mi se pare că arată mai bine ochiul meu cu ceva, un bronzuliu, un maroniu, de astea mai natural. Pe partea asta aici are și o oglindă cu care încerc eu să nu vă orbesc și paleta e destul de ușurică, n-are ambalajul ăla, nu se simte scump ambalajul, dacă este să zic așa. E ceva, un carton, care totuși e destul de solid. Sper că au zis chestia asta, dar nu e ceva care să-ți dea senzația că mama mai ține un produs de lux în mână, cum e, de exemplu, la, nu știu, produsele Yves Saint Laurent, gamele astea mai așa. Cu toate astea arată foarte bine, mie îmi place super mult și, de principiu, ambalajul nu e un criteriu de selecție pentru mine, adică nu o să resping niciodată un produs pe baza ambalajului, dar voiam doar așa să menționez ca fapt divers. Și acum o să încerc să-mi bag degetele un pic în peletiuți, o să iau și un pensulic de pe aici așa, aoleu, aoleu. Te rog eu să nu cazi. Deci am telefonul în față aici, telefonul pe care văd ce pisici fac în timp ce vorbesc cu voi. A căzut, evident, dar uite, am să scot niște pensule, normal că am scot numai pensule de față, pentru că de ce aș scoate și niște pensule de hohot. Așa, stai acolo, te rog, bun. Așa, revenim la treburile noastre. Hai să încercăm să vedem așa cam cum se aplică și... A, uite ce drăguț, acum văd. Fardurile astea au niște nume foarte faine. De fapt, așa au și celelalte farduri din paletele Too Faced. Take the cake, sex drive, come and get it, one on fire, pine down, sassy, breezy, temptation, oops, a daisy, embrace me, afternoon delight, love spark, silk robe, flirty pop, call me back, just like that, set in stone, hard to get, și așa mai departe. Foarte drăguțe chestiile astea. Uite, aș vrea să aplicăm pe ăsta să vedem cum este, flirty pop-ul ăsta, că mi se pare a fi un bronzuliu foarte, foarte drăguț. Și să știți că la momentul de față nu am primer pe ochi, este doar un pic de fond de ten, ăla, de la Beauty Blender, pe care vi l-am arătat mai devreme, e așa un piculeț... să zic întins, dar nu intenționat pe ochi. Așa că hai să vedem cam cum se aplică. Bănuiesc că în momentul în care aplic primer o să se vadă și mai bine. Da, arată foarte frumos. Sper că se vede la voi acolo diferența între ochiul ăsta și ochiul ăsta. Este exact ce-mi trebuie mie, o culoare discretă, dar care totuși să fie vizibilă. Este un piersiciu așa foarte frumos, care s-a aplicat super bine. Ținând cont că n-am aplicat primer, n-am nicio bază pe dedesubt, mi se pare că este exact ceea ce trebuie. Deci e cum așteptam. V-am zis că mie îmi place foarte mult Chocolate Gold-ul de la Too Faced, pe care o folosesc cam tot timpul și la fel simt și culorile din paleta aia. Sunt super pigmentate, foarte ușor de aplicat, nu trebuie cine știe ce migală sau inginerie, se blenduiesc bine, rezistă
super bine pe ploape, deci nu am cuvinte de laudă. Și ăsta mi se pare la fel de, la fel de frumos. Și hai să încerc să-l aplic și pe ochiul ăla, așa, simplu, doar că să nu rămân cu unul de un fel și unul de un fel. Uite așa, pac, 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 pac. Sper că vedeți o diferență la ochii mei acolo. Acum, hai să vedem. Uite, asta este o culoare pe care eu nu cred că o suport. Să încerc eu niște focus totuși pe paletă. Ia. Țac. Uite așa. Vă spuneam... Nu, evident că nu poartă aia. Uite, asta de aici, culoarea asta îi spune Pine Down. Asta nu este o culoare pe care eu cred că o să port, așa cum nici albastru ăsta de aici nu cred că o să-l port, Peacocking ăsta. Dar aș vrea totuși să-l vedem cam cum e pe... cum e pe deget. Iată, cam așa e pe deget. Dacă vedeți ceva... Mamă, mamă, ce strălucitor e! Foarte mișto! Ne place asta și hai să vedem și rozaliu ăsta care e mat. Ia uite-l! Deci mega pigmentate sunt! Mega, mega pigmentate! Ia uite ce frumoase sunt culorile! Pentru cine poartă astfel de machiaje și culori mai puternice, mie mi se pare foarte mișto, deci chiar sunt super extaziată de asta. La momentul la care eram acolo la eveniment la Sephora, chiar m-am foit pe lângă ea, mă uitam așa la ea și zic, a, vai cât de tare, sper să fie asta în pachetul pe care îl vom primi la, la final, că nu știi niciodată ce și cum. Și chiar m-am bucurat maxim când am desfăcut și am văzut paleta, zic, da, poate să vă doream cel mai tare dintre toate. Deci asta ar fi o dată. Apoi, uite, au mai fost niște chestii legate de Beauty Blender, de fondul de ten, de mai devreme. Ne-au mai dat un brățel Beauty Blender și să știți că m-am reîntors la Beauty Blender tocmai pentru că a venit fondul ăsta de ten. Pentru că de vreo 2-3 luni încoace mi-am aplicat fondul de ten cu pensula și a fost ok și cu ăla n-am nicio problemă, deci îmi plac în continuare și pensulele, dar când a venit fondul ăsta de ten am vrut să le încerc împreună și de atunci, mă rog, cred că m-am obișnuit, așa mi-am format o rutină, vedem cât o să țină. Deci bureței Beauty Blender mie îmi plac mult, știți că v-am mai vorbit de ei și îmi plăcea și burețelul acela de silicon, pe care cred că vi l-am arătat anul trecut, de la Sephora, dar cred că dintre toate cel mai mult, de-a lungul istoriei mele magabaisice, am folosit Beauty Blender-ul. Așa, aici am niște mostre. Mostre? Da, da, da. Mai sunt tot așa niște mostre de, de fond de ten, numai că sunt, sunt destul de închise astea, din câte văd eu. Da, mă rog. Mi-am arătat și pastea. După care avem un toner, cred că este ăsta, de la Pixi. Este cel cu vitamina C. Uite așa arată el. Asta ar fi ambalajul. Dacă vă amintiți, v-am mai vorbit despre tonerul de la Pixi, însă eu am unul cu retinol, care e undeva în baie, îl folosesc seara de principiu. E de culoare movulie, așa, nu e galben ca ăsta. Și îmi place ăla, îmi face pielea foarte faină după ce-l aplic, parcă o ține mai strânsă, cumva. Și ăsta încă nu l-am încercat, dar vom face și asta. Ca să știți, este cu vitamina C și nu știu ce, acid ferulic. Așa, ci că ăsta ar ajuta la luminozitatea tenului, Skin Brightening Tonic, că vitamina C are nu știu ce putere antioxidantă, că promovează producția de colagen și că este foarte bun pentru a crește luminozitatea tenului. Probiotic, nu știu ce, fructe, așa, exfoliază și că e bun pentru toate tipurile de ten. Deci, ca să știți, există și ăsta. Apoi, avem aici niște... șervețele din astea exfoliante, matifiante, da, de la Sephora, marca proprie Sephora, care arată în felul ăsta. Sunt bune astea, am mai avut și alte tipuri, mai erau unele, nu mai știu să vă zic exact cu ce ingrediente sau ce ar fi trebuit să facă în mod deosebit, dar eu le foloseam pentru demachiat, erau de culoare galbenă și mergeau foarte bine. Seara când aveam timp de clinic, clasicul clinic sau nu știu de vreo loțiune din asta demachiantă, foloseam șervețelele și au mers foarte bine, deci sunt ok și astea, ne plac, ne plac. Apoi, avem aici, uite, ăsta e un brand nou despre care, despre care eu nu știu mare lucru, e prima dată când mă lovesc de el, se numește Christophe Robin. Aștia sunt francezi. Așa, și ar fi vorba aici de ceva pentru păr. Mă mănâncă spatele, care în engleză ne scrie. Este un fel de gel, zic ei, care ar trebui să descurce părul, ci care avea minerale din mare. Așa, și că detoxifiază părul, curăță, purifică scalpul și că descurcă părul fără să-l încarce. Zinc, magneziu, fier, calciu, potasiu sunt esențiale pentru sănătatea părului, fortifică structura lui. Așa, știi că se aplică. Întâi trebuie nu știu ce scrub. Nu știu dacă avem și scrub-ul acolo, dar după se aplică ăsta pe lungimea părului.
Așa, se freacă și pe aia se clătește. Nu știu, chiar nu știu ce să vă zic despre asta, ca idee, cam așa arată. O să vedem. Dacă e bun și îmi place, o să vă zic în favorite. Dacă e bun și îmi place și nu vă zic în favorite și totuși vă interesează, amintiți-mi, vă rog, că este foarte posibil să uit. Da, ca idee, ca să știți, un brand nou. După care, da, avem mustră mică de, bineînțeles că e mică, All Nighter de la Urban Decay. Ăsta de aici. Long Lasting Makeup Setting Spray. Treaba este că eu am și varianta mare undeva pe acolo la măsa mea de toaletă a ăstuia. Și să știți că nu-mi place. L-am tot aplicat pentru vreo lună, l-am tot testat pe ăsta în varianta mare, l-am tot testat și l-aplicam pe față. Și mă trezeam că îmi lucea fața la ceva timp. Și am, păi ce naiba, că totuși încă nu este suficient de cald, de ce îmi lucește fața atât de tare? După care am renunțat la el pentru câteva zile și mi-am dat seama că acolo era problema, pentru că nu mai strălucea atât de tare fața. Că o fixa posibil, nu zic că e nașpa, nu zic că e de porc, dar vă zic că pentru cineva cu tenul gras ca al meu, nu știu, îmi lucește fața, adică într-adevăr fixează, dar lucește și eu încerc pe cât posibil să mă feresc de luciul ăla al feței, îmi place un ten cât mai mat de preferință, așa că na, pentru cineva cu ten gras nu aș recomanda neapărat, dar în fine, o să-l dau la giveaway, oricum va pleca spre voi. Am uitat, dacă ați văzut clipul anterior, ați văzut că am pornit giveaway-ul de 300.000 de abonați. Dacă nu v-ați înscris, toată lumea e invitată, aveți toate detaliile, cred, la clipul anterior, pe care, dacă nu uit, vi-l linkuiesc în descriere și dacă uit, intrați și voi pe canal, pentru că îl găsiți acolo. Cine vrea să se înscrie, hai, să facem să fie bine, să nu fie rău. Apoi, hai să vedem ce mai scoatem de aici. Ce mai avem în tolbă. Haideți că am mai scos câteva. Obosesc. Aici sunt niște chestiuțe micuțe de la Givenchy, care au venit în porfardul ăsta, dacă îl vedeți voi. E un porfard roz, foarte drăguț. Și interiorul lui, cred că sunt niște mostre micuțe, care de regulă vin la Givenchy. Avem așa. Un baby rivel, uite-l ce micuț este. Este pentru rumbu sau pentru poaro, când vor să-și facă și ei buzițele drăguți. Asta este ce le trebuie. Ia să vedem. Găsesc și o oglindă pe aici. Nu mi-am luat oglindă cu mine, că hei, de ce mi-aș fi luat, dar stați că eu pe aia de la paletă. Opa, așa. Ia să vedem noi. Și știe să facă acest obiect, pentru care nu avem ambalaj, deci de principiu nu știm cum se numește. E un balsam de buze, care nu colorează. Să coloreze. Nici nu-mi dau seama. Vi se pare că am buzele un pic mai rozalii? E plăcut așa, n-are miros de niciun fel și se simte foarte hidratant. Pe buze, parcă le-am muiat așa. E drăguț. Mulțumim foarte frumos. După care avem o mostră mică dintr-un parfum care mie îmi place, despre care v-am mai vorbit. L'Interdit de la Givenchy. Ăsta de aici, ca să facem și o rimă frumoasă. Baby Parfumel. Ăsta este un parfum pe care l-am acolo și să știți, cred că l-am purtat ultima dată săptămâna trecută. E un parfum plăcut și pentru zi și pentru seară. Mi se pare mie elegant, foarte fain. Îmi place și ăsta mult de tot. Nu mai insist cu el pentru că oricum ne vom lungi cu clipul și dacă vreți detalii mai multe despre el, găsiți în colecția de parfumuri care e pe canalul meu. Și mai avem aici, cred, o cremă pentru față care se numește L'Intemperelle. Uite așa. Așa arată, desigur, este tot o mostră, dar ambalajul e foarte frumos și hai să vedem cam cum e. Parfum foarte, foarte subtil, da, o să iau un piculeț, uite așa, fac, și o să... Să știți că încep să simt ceva ciudat cu strugurelul ăsta, cu balsamul de buze, parcă se simte cumva, nu știu, că mă ustură, parcă mă ustură buzele. Simt ca și când aș avea ceva iute pe ele, să înțeleg că e din ăla care mă umflă. Nu știu, da, mă rog. Așa, să vedem cum e crema. E din asta cu textura apoasă și dacă o simt eu bine, ar trebui să se absorbă imediat. Pe deget nu mi-a lăsat. Bine, pentru creme trebuie un pic mai mult timp de testare acordat, adică nu m-aș aștepta la o cremă să fie din start bună sau proastă. Trebuie alocat un piculeț de timp ca să pot să emit o părere, nu vreau să mă arunc așa în declarații. Da, deja a intrat în piele. Interesant asta. Bun, o să vedem și mai departe. Apoi, avem de la marca proprie Sephora o paletă pentru față care se numește Vivid Earth. Arată așa. Și înțeleg eu că este o paletă
Bănuiesc cu blașuri, blaș, iluminator, pudră bronzantă. Ia să vedem cum o desfacem. Bineînțeles că este sigilată, dacă aducem și un cutter, ce bine era. Dar hei, de ce să aduc eu și un cutter când pot să mă chinui? Sau să-mi rup unghiile. Ambalajul este tot așa, pe interior, și hai să-l vedem acum. Uite așa, înțeleg eu că este. A, și n-are oglindă. Da, deci în felul ăsta. Rise, Dusk, Warmth, Land. Drăguț. Hai să vedem, să încercăm noi așa niște iluminate și să încercăm și niște blush. Ia să vedem cam cum ar fi un piculeț de blush dusk ăsta. E? Interesant. Dusk. Să-l vedem pe dusk. Cred că am luat... bravo. Am luat un pic cam mult. După aia l-am zburat. Ia să-l vedem. Mămică. Se vede la voi acolo? V-am zis, camera de regulă spălăcește culorile, deci ca voi să puteți vedea chestia asta ar trebui să aplic destul de mult. Și eu zic că am aplicat destul de mult acum, dar nu prea știu cum este la voi. E frumos, îmi place. Vedeți diferența? Sper că se observă, dar chiar îmi place. Frumos ăsta. Bun. Și vreau să aplic, ca să fiu până la capăt o opulentă, și niște iluminator. Ia să vedem cu pensulica asta. Luăm așa un piculeț pe ea. Cam cum o să fie. Sper că am luat destul. Un pic așa în zona asta. Se vede ceva la voi acolo? Nu știu dacă... Nu mai este păr. E bine că i-a căzut un fir de păr. Se vede ceva la voi acolo? Nu-mi dau seama. Dacă merge... Ia să încercăm pe partea asta. Poate vedeți mai bine așa. Observați ceva acolo? Eu nu prea văd, să știți. Dar e posibil ca eu să nu văd bine din pricina luminii. Se vede? Hai că mai încerc un pic. Nici nu vreau să exagerez. Hai mă, că parcă se vede ceva. Da, mă rog, eu oricum nu mă omor cu iluminatoarele, dar blush-ul, să știți că mi-a plăcut. Deci interesant asta, Vivid Earth. Foarte faină, sigur o găsiți pe site la Sephora, ar trebui să fie deja. Apoi, avem tot marcă proprie Sephora, o mască pentru mâini. Îmi plac astea, măștile de genul ăsta. Uite, așa arată. Când spun măștile de genul ăsta, mă refer și la cele marcă proprie Sephora, care vin în ambalaje foarte similare. Sunt bune pentru față și îmi plac și măștile pentru mâini. Am mai avut eu niște de-astea, cred că din Germania, dacă nu mă înșel, mi le-a trimis mădă. Erau tot așa niște măști din astea, ca niște mânuși, care aveau o cremă în interiorul lor. Sau, mă rog, produsul cosmetic pe care îl puneai pe mâini și băgai efectiv mâna în mânușa aia și îți hidrata foarte bine mâinile. Stăteai 15 minute așa, ca un astronaut, cu mânușile alea în mâini și după ce le scoteai simțeai mâinile foarte fine, foarte moi, se simțeau foarte, foarte plăcut. Acum, astea nu știu cum sunt, dar bănuiesc că principiul este cam același. Cred că tot o mască îi spune Resting Beach Face, numai că este acel beach, B-E-A-C-H, nu B-I-T-C-H. Aha. Resting Beach Face Soothing Sheet Mask and Lip Gel Kit. Deci înțeleg că de fapt aici ar fi vorba și despre o mască pentru față din aia de tip șervețel și o chestie pentru buze. Așa. Deci două. Arată, uite așa, în felul ăsta ambalajul lor, foarte drăguț, foarte de vară. Și hai să le desfacem, chiar dacă nu le aplicăm în momentul ăsta neapărat. Hai măcar să le desfacem. O să rup ambalajul că nu sunt în stare. Dacă nu o să-mi rup eu unghiile, că nici de asta nu sunt în stare. Haide, bă, că sunt-o capabilă, ce Dumnezeu. Așadar, ok, deci avem câte două din fiecare. Astea sunt pentru față. Uite așa arată, pac. Și astea sunt pentru buze. În felul ăsta. Sper că avem niște focus pe ele acolo, nu pe degetul meu. Se aplică pe buzele curate pentru 5 minute, după care se masează ce serum a mai rămas. Nu zice exact ce ar trebui să fac asta, dar bănuiesc că hidratează, după cum le spune și numele, hydrating. Iar astelalte, cu aloe vera, cu semințe de bumbac, zic bine, cotton seed, nu asta ar trebui să însemne, zic și eu. Și Sandra Berry, aloe vera, da, mă rog, așa, cică, aloe vera, calmează și relaxează pielea problematică. Nu știu ce înțeleg ăștia prin problematică, dar pare interesant. Și ca nu știu ce extracte de rozmarin, de lavandă, de fructe de pădure. Chiar sunt curioasă cum sunt astea. Îmi plac maxim măștile, știți că folosesc tot timpul. Și în ultima vreme am folosit... Și cred că de 2-3 ori pe săptămână mi-aplic câte o mască așa, când am timp, bineînțeles, dar mi-aplic câte o mască și după aia îmi văd de treburile mele prin casă. Și aplic de tot felul, adică folosesc măști și din astea de la, din magazine, din comerț, și de la The Body Shop, și din Dermacol, mai am unele de la Sephora, câteodată când mai rămân cu chestii prin casă îmi fac și eu cu banane, cu ou și cu alte de astea. Și mai folosesc și ala de la Foreo, dispozitivul ăla care ți aplică el măștile pe față, l-am de anul trecut, l-am tot folosit. Deci e foarte bun și ăla.
Continuând, uite, încă o mască de la Sephora. Miroase a ceva răcoritor, așa. Pot să zic că miroase a verde? Miroase a ceva verde. Da, vom vedea. Să știți că în continuare mă ustură buzele, deci ardeiul ăla nu s-a dus deloc. E tot pe buzele mele acolo. Nu vreau să plece. Apoi, avem ceva pentru coșuri, înțeleg. Îi zice Breakout Box. Iată așa. Cutia asta galbenă. Bam, 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 bam. Și că ar fi niște engleză, prieteni. Niște patch-uri care se aplică pe coșuri și cică detoxifică. A, stați mă, că sunt mai multe. Stați așa, deci sunt mai multe chestii aici. Ar trebui să fie 24 sau nu știu. Mamă, uite așa, deci e vorba de chestiile astea. Și sunt niște patch-uri, adică un fel de, cum să le zic eu, niște apțipilde care se pun pe față, se pun, da, ăsta se pune pe nas, înțeleg, este cu cărbune, se pune pe nas și bănuiesc că e din ăla care îndepărtează punctele negre. Apoi ăsta, portocaliu, sunt niște punctulețe, da, sunt 24, cu acid salicilic, care se pun pe coș și zic că îi reduc dimensiunile, ar trebui să-l desumple. Foarte interesant asta, mi-am făcut o bubă aici, nu știu dacă ați văzut în daily-ul anterior, cred că acolo v-am povestit, dar mi-am făcut o bubă și mi-ar fi fost de folos la momentul potrivit. Iar asta, tot așa, tot cu acid salicilic pentru reducerea bubelor. Interesante, chiar sunt foarte curioasă de astea, pentru că eu am obiceiul de a mi le umfla singură. N-am probleme foarte mari cu tenul, dar mi se mai întâmplă în anumite momente ale lunii, mai mi-e și mie câte o chestie și întotdeauna când mi-e câte o chestie, nu pot să o las în pace. Trebuie să o... Așa că mi-ar fi de folos ceva să o desumfle dacă într-adevăr face asta. Apoi, tot de la Sephora, uite, tot din aceeași gamă, Vivid Earth, uite așa, este o paletă pentru ochi. Țac-pac, țac-pac, avem 2, 4, 6, 8 culori. Dacă reușim să le și desfacem, dacă nu, nu mai avem 8 culori. 8 culori cunosc pe lume, în felul ăsta arată paleta. Nici asta nu are oglindă, dar, deci este o paletă care are și un primer, mă rog, primer, dar e din ăsta prăfos. Așa, și sunt culorile, 2, 4, 6, sunt 7 culori și primerul care este cel alb. Uite așa arată. Și când zic primer, iată, mă refer la asta, cel puțin ei așa l-au declarat ca fiind primer. Bineînțeles că mă voi duce cu deștul fix în maneaua asta. Iată, ăsta de aici, culoarea asta, element ăsta, ia să vedem cum arată. Ne place. Uite așa, niște focus, ce zici? Așa, ia uite-l. Strălucește soarele, mă apucă de amblalele, aia e, ia uite. Mișto, ne place ăsta. Drăguț. În alelalte, hai să mai încercăm și Wild-ul ăsta. Ia uite-l și pe ăsta ce strălucitor e. Ne apucă de amblalele și mai rău. Bam. Mamă, uitasem cum e să am vecini în față care mă privesc în timp ce filmez. Chiar uitasem că din colțul ăla nu mă vede nimeni. Dar acum, hei! Bine m-am regăsit, cred că și lor le-a fost foarte dor de mine. Să continuăm, deci... Apoi, uite, avem ceva de curățat pentru față, Makeup Breakup Cool Cleansing Oil, de la un brand care se numește Bosgia, așa arată, bam, trebuie să vă vorbesc despre o mască de la ei, pe care tot așa am folosit-o, că tot vă ziceam de măști, o mască care nu mi-a plăcut, pentru că mi-a smuls niște firicele de păr de pe față și nu ne-am împăcat deloc, iar aia va veni într-un clip de nefavorite, probabil, din când în când mai fac și de-astea, dar, mă rog, trebuie să am ce vă arăt, dacă nu-l fac doar de dragul de a-l face, adică nu vreau să zic nasoale de niște produse, dacă ele sunt bune, deci la momentul la care o să adun suficiente cât să susțin un clip, îl facem. Până atunci însă. Avem aici un ulei de machiant pentru față. Așa, curăță, refreshuiește, dizolvă impuritățile și că nu lasă peliculă uleioasă, ceea ce ne dorim foarte tare. În felul ăsta ar fi el și așa cum v-am zis, o să-l testez, dacă îmi place o să insist și vă povestesc într-un viitor clip de favorite. Ăștia au produse bune în general, dar cu masca aia nu m-am împăcat eu și am aplicat-o de mai multe ori ca să fiu sigură că e... nu știu, testată pe bune și că nu vorbesc doar în cazul unei singure aplicări, dar... Asta poate este ok totuși. Apoi, avem de la Origins tot o mască pentru față. Da, îmi plac. Mega Mushroom Relief and Resilience. Așa, Soothing Face Mask. În felul ăsta arată ambalajul. Tratament hrănitor cu textură cremoasă cu ciuperci, cătina... păr, reduce rapid roșeața vizibilă și conferă tenului elasticitate și suplețe. Lasă pielea sensibilă, calmă și netedă. Foarte interesant. E bine asta, să înțeleg că o să fie bună la vară, când ne-am bronzat.
și roșii. Miroase bine, deocamdată are o culoare maronie, așa. Acum să vedem cum o să fie, interesant. Îmi plac produsele de la Origins. Am folosit până de curând, că l-am terminat cu totul, un cleanser pentru față. Nu mai știu numele, dar îl găsiți în clipuri cu siguranță. Era ceva într-un tub alb cu scris verde. Foarte mișto ăla. Mi-a plăcut super, super mult. L-am folosit cu mega plăcere. Și acum sunt curioasă chiar și de asta, să vedem cam cum o să fie. Apoi, de la Kat Von D, băi frate, cât pări în casa asta, un creion care se numește Cake Pencil și este un eyeliner, cică. Ăsta este ambalajul de carton, care arată așa. Ăsta este creionul propriu-zis și înțeleg că e un creion de ochi. Numai că e maroniu, iar eu nu prea mă dau cu maroniu la ochi, adică la mine ori e negru, ori nu e deloc. În momentul de față nu prea este deloc. Dar hai să-l vedem măcar așa, ca idee. Să vedeți ceva la voi acolo? Tac? Da, drăguț. E din ăla cremos, se aplică ușor, deocamdată. Da? Nu știu dacă chiar o să-l folosesc. O să vedem. Oricum, așa. Apoi, de la Givenchy, uite mă că avem și un baby rimel. Uite așa arată ambalajul. E o mostră, bineînțeles. Volume Disturbia. Sexy! Uite, așa. Ar fi ambalajul. O ambalaj e mișto, cei de la Givenchy întotdeauna mi-au plăcut. Iar mascara este una obeză, cel puțin periuța. Sper că o vedeți acolo. Uite așa, în felul ăsta. E o periuță din asta foarte, foarte grasă, cu perișori destul de deși. N-am să-mi aplic acum pe gene, pentru că deja, mă vedeți, am ceva rimel și este o cărcăleală. Dar vom afla pe parcurs dacă este bună. Apoi, avem o chestie care se numește Liquid Gold cu acid glicolic, de la un brand Alpha H. Uite așa, auriu. Pac, pac, pac. Foarte interesantă și asta. Bineînțeles că este foarte sigilată și asta. Dacă aș reuși, ce mișto ar fi. 5 ani mai târziu. Așa, arată în felul ăsta. Pac. Deci nu e la fel de manelos și ambalajul produsului. Păcat. Păcat. Și dacă îl scoatem... A, ok, deci ăla era capac și mai are încă un capac. Interesant, care se ridică, uite așa, și arată în felul ăsta. Pac, 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 pac. Bun, ok. Hai să vedem de miros ceva, după aia citim și pe ambalaj să vedem ce știe să facă. Prieteni... Ok, nu mă așteptam la asta, mă așteptam să fie o cremă ceva, dar nu. Nu știu dacă ați văzut că a sărit de acolo, a țâșnit niște ceva apus așa. Bă, eu mă așteptam să fie, nu știu, ceva serum sau ceva mai cremos oricum. Ce zice? Revitalizează și ajută la, mă rog, a face pielea mai fermă cu o singură aplicare. Așa, ci care proteină de mătase și se aplică pe pielea curată în fiecare seară. Așa, cu o cotonetă pe gât, pe față, pe decolteu. Și după aia că se aplică cremă sau serum. Ok, sunt chiar foarte curioasă de asta. M-a bulversat așa un pic. Dar o să-l testez, să vedem. Chiar sunt debusolată total. Mai departe, avem de la un brand numit Youth to the People, adică tinerețe oamenilor, de la care tot așa mi-a plăcut mie foarte mult un cleanser pentru față. Era cel care venea într-un ambalaj cu pompiță, era din sticlă-sticlă și lichidul era unul verde și curăța foarte bine pielea, ne-am împăcat foarte, foarte bine și o simțeam așa foarte curată și foarte fresh. De fiecare dată când o foloseam dimineața, începea trezirea pielii mele din momentul în care aplicam ăla. Chiar mi-a plăcut, ar trebui să-mi iau iarăși. Și avem aici ceea ce este o mască, da! Super Berry Hydrate Plus Glow Dream Mask. Uite așa, ar fi ea. Borcănașul, dacă auziți, este tot sticlă-sticlă și este o mască de seară, și că pentru toate tipurile de ten cu vitamina C. Hai să vedem dacă ne scrie ceva. Așa, ci că este pentru hidratare, oferă pielii mai multă radianță, nu cred. O face mai radioasă, să zicem așa. Ci că are fructe din astea de pădure, vitamina C și că pe parcursul nopții te ajută la revitalizarea unei pieli deshidratate pentru a avea un ten mai tineresc, care arată mai tânăr, mai odihnit și mai plăcut. Da, vom vedea. Acum nu știu dacă se lasă peste noapte. Sper că nu, pentru că nu mă... A, ce frumos miroase. Nu mă împac deloc cu măștile care se lasă peste noapte, pentru că am tendința de a mă răsuci de pe o parte pe alta atunci când dorm și de fiecare dată când m-am culcat cu o mască pe față, m-am trezit a doua zi că era toată pe pernă. Prin urmare, nu sunt fan, dar sper că nu e cazul. Miroase foarte, foarte bine și să știți că e ca un gel, așa are textura, dacă vedeți voi acolo.
E o textură sau, mă rog, consistența e un pic mai groasă, nu este foarte lichidă ca în cazul celorlalte măști. Hai că nu mă mai ustură nici buzele. E bine. Apoi, aici și coloșa avem, avem un spray pentru păr din ăla care adaugă volum și textură părului de la un brand numit Kerstin S. Uite așa. Arată ambalajul. Sunt foarte, foarte curioasă de ăsta pentru că mă interesează orice poate da un pic volum părului meu și îl face și pe el să pară în orice alt fel, dar nu pentru că de regulă părul meu la 2 ore după spălare este căci, hei, păr gras. Așa, cine zice aici că se aplică pe părul uscat pentru a crea o textură mată și leave-in look? Cum să traducem leave-in look? Nu știu cum să traduc chestia asta pentru păr. Cumva ca și când părul tău a văzut chestii, a funcționat, nu este proaspăt spălat. În fine, o să vedem cam cum e. Ia să vedem, are miros ceva? Prietene? Prietene? Nu. Deocamdată nu simt nimic. O să vedem. Mă rog, ce care finish uscat. Da, bun. Ne bucurăm foarte mult și de ăsta mulțumim deosebit. Apoi, mai avem câteva chestii și apoi intru și în restul produselor din pungă. Nu mai sunt multe, scăpați de mine curând. Așa, ci că este un spray care fixează machiajul și rezistă pe față 12 ore, long lasting and moisturizing. Adică și fixează și hidratează, nu știu ce să zic cu hidratatul ăsta la fățăul meu, dar îi spune mist... Hai mă că miroase ăla. Acum a ieșit mirosul din el. Era undeva pe sus, dar a coborât la noi, pământenii. Mulțumim, Zeus. Așa, Mist & Fix de la Makeup Forever. Ăsta este ambalajul de carton. Îl vedeți voi acolo și îl și scoate. Acum așa, pe coloșa, pe aici așa, e de așa. În felul ăsta ar fi, bam bam, focus, mulțumim deosebit. Deci cam așa. Hai să-l aplicăm un piculeț pe fățăul meu, să vedem cam care este treaba. Da. E răcoritor și foarte fresh. Miroase a castravete? E plăcut așa, să știți. Se simte bine. Acum, mamă, nu e așa că strălucesc? Hai mă, că parcă se vede iluminatorul ăla. Rămâne de văzut cum este ăsta. Va trebui să-l aplic și să-l folosesc un pic mai mult până când îmi dau eu seama despre el. Dar îmi aduc aminte că atunci când am fost la Sephora, la standul celor de la Makeup Forever, domnișoarele care erau acolo au fost super drăguțe și ne-au povestit despre ăsta. Și am rămas cu o impresie foarte bună asupra lui. Știu că l-au lăudat mult. Așa că dacă va fi să... mențin părerea, o să vă anunț. De la Becca avem un primer care se numește Brighten and Blur Primer, ci că este infuzat cu nectar, infused with glow nectar. Nu știu. Nectar strălucitor, habar n-am. Așa, care blurează și hidratează pielea, difuzează aspectul porilor, lăsând pielea să arate și să se simtă mătăsoasă, perfect pregătită pentru o aplicare fără defect a machiajului. Foarte mișto, arată ambalajul. Uite așa, îl vedeți? Îl vedeți? Mulțumim, Canon, pentru că vedem și noi niște ambalaj. Mi-aduce aminte de ambalajele celor de la Estée Lauder. Să vedem cam cum este și ăsta. Ah, deci e ca o pastă de dinți ambalajul, însemnând că n-are pompiță, n-are nimic. Are aici un sigiliu pe care îl voi da eu jos. De fapt, hai să-i dăm ăsta jos. Acum măcar să-l vedem ca textură. Hai să ne jucăm. Hai, prietene, focus. Așa. Niciun e, că a ieșit prea mult. Dar dacă tot a ieșit, hai să-l aplicăm un pic pe mână. Ah, ce frumos! Chiar a castravete, deci ăsta miroase a castravete, castravete. Mamă, acum mi-e poftă de salată. Bun. Foarte frumos, foarte frumos. Îmi place super mult mirosul. Niam. Da, abia aștept să-l încerc pe ăsta. Fain, ne place, place, place. Și mai avem o chestie aici. Mai avem, uite, ceva ce știu, măi. Un creion de sprâncene de la Benefit. Precisely My Brow Pencil. Uite așa. Dacă ar vrea focusul acolo, l-ați vedea. Da. Da, este exact creionul pe care l-am folosit și eu azi dimineața ca să-mi fac sprâncenele. Uite așa este. E un creion din ăsta cu două capete, în partea asta are peria, iar în partea asta este creionul propriu-zis. Și ce-mi place mie la creionul ăsta foarte mult este că e unul foarte subțire. Adică nu trasează linii din alea groase și nu trebuie decât să revii asupra lui, astfel încât să îngroși sau să adaugi cât volum vrei tu. Și mi se pare că arată foarte natural pe sprâncene. Nuanța mea la ăsta este 2,5. Eu în general recomand produsele pentru sprâncene de la Benefit, asta fiind și specialitatea lor.
păr. Nu mă omor după fondurile de ten pe care le au. Mascara îmi place, tușurile îmi plac, dar de principiu cel mai mult produsele pentru sprâncene îmi plac. Apoi aici, asta cred că este un fel de pliant cu noutățile marca proprie Sephora, dacă le vedeți voi acolo. În ăsta nu intrăm, că puteți să frunzeți și voi pe site dacă e cazul. Și mai avem doar câteva în păr de asta și apoi v-am lăsat în pace. Stați așa, de data asta chiar le scot pe toate, ca să nu mai pierdem vremea cu ele. Și mă bucur foarte tare că acum, pentru că am reușit să vi le arăt, pot și eu să încep să le folosesc. N-am vrut să mă ating de ele, doar cu Beauty Blender-ul n-am rezistat. Hai să vedem ce avem noi aici. Avem o chestie care se numește Saturday Skin Rise and Shine, nu știu ce, Gentle Cleanser. Deci e o chestie care curăță fața. Așa, bam, 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 îndepărtează impuritățile, le sunt pielea proaspătă și revitalizată. Se aplică în palmă, după care se dă pe față și se curețe frumos. Ok, hai să-l vedem și cam cum arată. Arată drăguț, are un ambalaj roz. Uite așa, îl vedeți acolo? Saturday Skin, nu știu ce, nu știu cum. Simpatic, habar n-am de produsele astea, n-am folosit niciodată, dar urmează. Oh, este sigilat. M-a interesat doar ca miros, așa. Prietene. Miros a fructe. A citrice, cred. Yummy, yummy, yummy. Mă bucur foarte mult că sunt multe produse de skincare aici, pentru că eu sunt întâi cu skincare. Oasa mă interesează mai mult. Geluri de față, măști pentru față, creme, serumuri și așa mai departe și după partea de machiaj. Cu toate că mă machiez zilnic, adică mă vedeți și voi. Dar da, mă bucur mult de cleansere și din astea pentru față, pentru îngrijirea pielii, că vreau să încerc cât mai multe chestii și sunt întotdeauna interesată de ele, așa că mă voi ocupa. Apoi, avem o perie Tangle Teaser cu un ambalaj foarte, foarte drăguț. Poate știți periile astea, că sunt foarte cunoscute în toată lumea. Tangle Teaser-urile astea sunt poate cele mai faimoase perii, cred eu, din lumea asta de beauty. Și mai am una sau două perii din astea. Sunt foarte bune de purtat în geantă sau, nu știu, de luat în călătorii, știi, ca să nu pleci cu ditai. Perioiu după tine, comit niște atrocități pe aici, dar voiam să vă arăt ce ambalaj drăguț are, vedeți? E cu lame, dar nu cu lame din alea de bărbierit, ci cu lame din alea de pupat, dacă vreți, adică animăluțe, foarte drăguțe, foarte simpatice. Și peria, tac, dacă vedeți, are treaba asta de protecție. Perii sunt nu foarte aspri, dar e un plastic destul de dur și se presupune că peria asta descurcă toți câlții, că de asta îi spune Tangle Teaser. Sunt bune periile, eu nu pot să zic că am câlți foarte des, dar sunt foarte bune și de aruncat așa în geantă mi se par chiar foarte practice. Apoi, avem aici, uite, de la brandul de mai devreme, Christophe Robin, cel despre care v-am spus, avem o mască pentru păr care este regeneratoare, cică, și că ar fi, mă rog, ar conține ulei din semințe de pară, așa înțeleg eu de aici, ia să desfacem, îmi place ambalajul deocamdată, foarte frumos, și mă duce mai mult cu gândul la o lumânare. Nu credeți? Adică ambalajul unei lumânări decât o mască. Ia. Mamă, ce fancy! Wow, foarte frumoasă prezentare. Așa arată masca propriu-zisă. Și interiorul. Stați așa să vedem. Vai, mi-aduce aminte de un parfum și nu-mi dau seama care. Deci mirosul e destul de puternic. Și mă duce cu gândul la un parfum pentru o femeie mai matură. Îmi vine să zic Chanel și îmi vine să, Chanel numărul 5 și îmi vine să zic și Shalimar, dar nu știu sigur care dintre ele. E o combinație între cele două. Dacă ați mirosit cele două parfumuri, cu siguranță știți. În zona aia. Da, nu știu ce să zic de miros neapărat. Îmi amintește mie de ceva, o să mă gândesc la asta, parcă văd că asta o să visez la noapte. Și o să am încerc să-l aplic și pe păr să vedem cam cum este. Dar momentan nota 10 pentru prezentare. Foarte frumos, mi se pare chiar deosebită treaba. Nu știu dacă era neapărat necesară, dar așa estetic, din punct de vedere estetic, foarte fain. Chiar mișto. Apoi de la Sephora avem... Da, o paletă cu 6 culori, o paletă pentru ochi, care se numește Flash Sequins, adică ceva cu niște paete. Paete, nu paiete, paete, paete. Pariu că vine cineva să-mi spună că se spune paiete, nu paete, paete. Hashtag inegalitatea veniturilor. Așa, deci, uite aici cum se deschide, mecanismul de deschidere. Arată în felul ăsta, dacă am avea niște focusați și vedea. Țac, facem așa.
Țac, facem așa, nu mai avem focus, că de ce am avea, prietene, uite așa tătuțul, ai, ia uite, eh? Șmecherie, hai să-i dăm și asta la o parte, frumoase culori, 6 sunt, și aici avem indicații, cam cum ar trebui să aplicăm fardurile, acum hai să bag și o lecuțică degetul așa, să-l bag în acest sparkle, țac, țac, frumi, ne place, uite, chiar dacă nu e neapărat o culoare pe care aș purta-o eu, dar n-ar fi foarte tare dacă ați putea voi să o vedeți. Și nu pe mine, pe ea și nu pe mine, prietene. Așa, uite. E culoarea vinului, zic eu. Frumoasă. Mată? Nu e chiar mată. Nu, e ceva semi. Semi-lucios, semi-mat. Să vedem acum cum o să fie. Mă interesează mai mult culorile pământii, dar îmi vedea dacă mă apuc într-o zi să o aplic și pe aia, care este problema. Apoi, avem o cremă hidratantă de la Clarins. Se numește Reboost. Uite așa. Tac. Este o baby cremă care nu ne zice decât că hidratează. Da, mă rog, o să vedem cum este și asta, nu mai intru în ea. După care avem un ruj de la Urban Decay, care este într-o culoare isterică. Da. Uite-l, așa arată. Este un movuliu. Nu știu cum se vede la voi acolo, dar să știți că este un movuliu fucsia cumva. Interesant, dar acum, în perioada asta anului, eu cel puțin nu. Hai să vedem, să facem o treabă. Mai luăm un piculeț de cotonet și cu niște demachiant și îndepărtez balsamul ăsta de pe buze. Da, loțiunea micelară de la Garnier are un gust nemaipomenit. A aplicat pe buze. Vai, deci frumos este la ochi. Vai, deci mie asta îmi place maxim. Așa, hai să vedem cam cum ar fi cu rujuletele. Ia. Da, normal. Normal că a trebuit să fac eu o boacănă, dar măcar să înțelegeți ideea. Deci este un roz, cel puțin pe buzele mele se vede mai mult roz decât mov. Dacă vedeți, uite, cum arată în tub, în ambalaj, pare mai închis la culoare, dar pe buzele mele este un roz frumos. Cred că o să-i placă maică-mi foarte mult ăsta, că ea poartă culori de genul ăsta. Hidratant, sub nicio formă nu e un ruj mat și cu siguranță nu va rezista foarte bine pe buze, dar asta ține de preferință. Eu de regulă mă axez pe rujuri mate tocmai pentru că îmi place să reziste și să se fixeze bine. De altfel, culoarea frumoasă, chiar frumoasă, îmi place mai mult decât o vedeam în tub și are așa un șin, un luciu. Vedeți? E interesant. Ia, hai să-mi dau singur un pupic. A? Ce ziceți? Hai că nici nu știu cum să stau cu mâna. Se vede ceva la voi acolo? Uite, a? Fiță? Frumos, da, îmi place. Nu e pentru mine nuanța neapărat, dar e destul de ok. Și a rămas așa, pe buze. Cred că dacă aplici mai multe straturi și nu te deranjează neapărat că se va duce, probabil pe măsură ce mănânci, bei, pupi, ar trebui să fie ok. Bun, așa. Mai avem doar câteva, cred că doar pe astea micile mai avem, după care scăpați de mine. Mai avem aici tot de la Sephora, uite, niște peciuri din alea de pus pe nas cu cărbune ca să scoți punctele negre. În felul ăsta arată și cred că sunt, nu știu, e unul singur aici, unul, două. Le pui pe nas, efectiv, le lași câteva minute și apoi smulgi și ar trebui să scoată și punctele negre. Acum, nu știu cum sunt astea, dar eu am mai folosit astfel de peciuri de-a lungul timpului pentru că am normal puncte negre și n-au făcut o foarte mare diferență pentru mine. Pentru a-mi scoate punctele negre, ce fac eu e metoda clasică, bine, când am timp, apă fiartă, cu tot felul de plante din astea, mușețel de regulă, ca și când ai face un ceai, să zic. Mă așez deasupra unui castron în care am pus apa aia fiartă cu mușețel, bam, uite așa, cu capul în jos, acolo, cu un prosop pe cap și stau acolo cât rezist, 2, 3, 4, 5 minute. Și o să vedeți pe lângă asta, pe lângă căldura pe care o veți resimți în momentul ăla, că și fața vă va fi mai moale după ce terminați toată povestea. Mă rog, ideea e că stau acolo, după ce m-am ridicat, încep și extrag pur și simplu punctele cu mâinile, folosindu-mă și de o cotonetă de regulă. Și așa merge cel mai bine pentru extragerea punctelor mele negre. Dacă știți altă metodă, lăsați în comentarii. Este binevenită. Dar voi testa și asta, să vedem cam cum se comportă. Apoi, tot de la Clarins, avem iarăși o mostră de gel de curățare, deci baby gel, îl vedeți, da? Deci îl vedem și pe el. Ah, baby gel pentru rumbu. Uite așa,
arată, abar n-am cum este, dar vom afla. Apoi avem ceva cu un nume foarte drăguț, o mască pentru păr de la Coco and Eve, care se numește Like a Virgin. Uite, tac. Sunt o mare cântăreață în viață. Madonna plânge în pernă. Desigur, așa, ci că trebuie întâi să te speli pe cap, după care să distribui treaba asta pe... pe părul, da, uscat în prealabil, cu prosopul. Deci te-ai spălat pe cap, după care tapotezi așa părul cu prosopul să absorbă excesul de apă, îți pui asta pe căpoc, pe păr, bineînțeles, o lași 5-10 minute și după aia clătești. Și cică reface părul deteriorat, ajută la strălucirea părului și la textură, îi redă o textură așa frumoasă, hidratează și cică potolește și firele alea rebele. Vedem? Și ultimul dintre ele, de la Rihanna, avem un ruj. Mă rog, Fenty Beauty cu Rihanna. Rihanna, Rihanna, care arată în felul ăsta. Uite așa, rujuletele. Țac, pac. Facem. Țac, facem. Pac. Și avem o culoare ca un oranj, așa. Ok. Uite așa, ar arăta ambalajul. Și acum o să fiu nevoită să-mi dau jos de la gire acest Urban Decay. Foarte frumos. De altfel, ca să putem să aplicăm treaba de la Fenty. S-a îndepărtat destul de ușor. Aia, așa. Fac. Sunt un pic de Jokerul din cărți, nu vi se pare? Da. Îmi revin. Bam. Bun. Unde ești, prietene? Nimeni. Dar să se usuce un pic, că mi-a rămas un pic umed pe buze. Așa. Hai să-l vedem. Da, un pic mai așa, că dacă apăs prea tare, se rupe. Pigmentat! Ia uite! Mămică! Deci este un oranj. Oranj de la de trebuie dinți perfect albi ca să arate bine. Nu că ar fi vreo problemă, că nici eu n-am dinții perfecte albi și n-am complexe de genul ăsta, dar pentru cine are, zic și eu că n-ar fi recomandabil a se purta dacă n-ai dinții perfect albi. Da? Da. Da, deci sunt chiar impresionată de pigmentul ăsta atât de intens. Frumos. Îmi place. Și este... știți de ce mi-aduce aminte? De cel de la Tom Ford pe care l-am eu. Tot așa am un ruj mat într-o culoare foarte similară ăstuia. Numai că ăla bate un pic mai spre roșu. Este cel clasic în tubulețul lui negru, tot așa mat. Și culoarea este aproape identică. Numai că ăsta bate mai mult înspre oranj, în timp ce ăla se duce într-o zonă de roșu. Dar altfel cam de acolo e. Foarte fain. Îmi place și cum se simte pe buze, textura, cum s-a aplicat. Ușor, ați văzut că n-am avut niciun fel de probleme. Culoarea e faină. Deci chiar mișto. Da. Ia să explorăm, domnule, că n-am niciun ruj de la Fenty Beauty. Poate facem o treabă. Dar cred că astea au fost toate. Da, asta a fost tot ce a conținut punghiuța de la Sephora. Eu sper că vi s-au părut interesante sau nu știu, poate v-au relaxat așa, poate v-au distrat, poate nici nu vă pasă de machiaj, dar totuși v-ați uitat la clipulețul ăsta. Acum o să rămână, uite așa, cu roz și cu portocaliu pe buze. O să mă apuc să fac curat pe aici, după care să editez clipulețul ăsta și na, sper că v-a făcut plăcere să petreceți nu știu câte minute cu mine, că reveniți și data viitoare și că o să aveți în continuare o zi absolut minunată sau o seară absolut minunată. Mulți pupici și ne vedem data viitoare. Pe!